Problematica minorilor trimiși la cerșit sau care ajung să comită și infracțiuni este una pe care Primăria Piatra Neamț o are în atenție. În limita competențelor legale, relevă un comunicat al Biroului de Comunicare din cadrul respectivei instituții. Primăria Municipiului Piatra Neamț anunță că angajații Direcției de Asistență Socială și ai Poliției Locale au făcut și fac verificări pentru a identifica persoanele care cerșesc. După identificarea persoanelor care săvârșesc astfel de acte, a fost luată măsura amendării pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani, iar în cazul minorilor a fost dispusă sancționarea părinților conform legii 61 din 1991 și întocmirea documentelor necesare de către funcționarii din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu propunerea de instituire a măsurilor de protecție specială, supraveghere specializată sau plasament și plasament în regim de urgență. Comisia pentru Protecția Copilului din cadrul Consiliului Județean Neamț sau instanțele judecătorești hotărăsc asupra măsurilor de protecție a minorilor. Pe perioada cât minorii beneficiază de măsuri de protecție specială dispuse de Comisia de Protecție a Copilului sau instanța judecătorească, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț verifică și monitorizează evoluția dezvoltării minorului. Funcționari din cadrul Primăriei Piatra Neamț vor urmări permanent evoluția minorilor, cât și îndeplinirea obligațiilor părintești de către familiile acestora. Astfel de acțiuni au fost întreprinse periodic de Primăria Piatra Neamț și Poliția Locală, iar acestea se vor intensifica în următoarea perioadă până la reducerea sau stoparea acestui fenomen, precizează Biroul de Comunicare din cadrul Primăriei Piatra Neamț.